Fiului și al Sfântului Duh, continuăm să parcurgem biografia mitropolitului Augustin de Florina, trecut la Domnul la vârsta de 104 ani în anul 2011. În anul 1964, la vârsta de 57 de ani, se internează la Spitalul Evangelismos din Atena pentru o operație. Aici se întâmplă că se infectează și ajunge în pragul morții. Clerici, călugări, oameni credincioși se roagă pentru el. Medicii, în ciuda tuturor încercărilor, își ridică mâinile la neputință și declară că doar o minune poate să-l mai salveze. Prevăd nu doar care va fi ultima sa noapte, ci până și ziua și ora morții lui, trimițând un medic tânăr să rămână alături de el până la apropiatul sfârșit. Acum însă are loc minunea. Ora indicată de medici ca ora morții a fost ora la care temperatura foarte ridicată a scăzut brusc și a început ameliorarea. După 60 de zile de îngrijire medicală, iese din spital. El însuși se uimește cu teamă. Dumnezeul meu, de ce îmi prelungești viața? Ce îmi pregătești? Iată, îi pregătea încă 47 de ani de slujire a Domnului și a poporului. Cât de bine se potrivesc cuvintele rostite de Domnul prin prorocul Isaia. Gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele nu sunt ca și căile voastre. Cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Vindecarea minunată a neînfricatului eromonah a fost în planul lui Dumnezeu, dar nu sunt sigur că s-ar fi întâmplat dacă atâția monahi, clerici și credincioși nu s-ar fi rugat pentru el. Vedeți, și poporul trebuie să se ostenească la rugăciune, la nevoință, ca să merite astfel de părinți duhovnicești. Trebuie să facă rugăciune și priveghere și postire ca să primească și să păstreze astfel de oameni în mijlocul lor. De aceea e o necesitate, nu o obligație, ca cele trei categorii enumerate mai sus, monahi, clerici și credincioși, să facă mereu rugăciune ca Dumnezeu să mai ridice din popor oameni dedicați acestuia, călăuze duhovnicești autentice. Un an mai târziu, în 1965, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Grecești îi interzice să predice în toată țara, deoarece el, în cuvântările sale, îi mustră pe unii mitropoliți din cauza zmintelilor pe care aceia le făceau și luptă împotriva mutărilor de episcopi dintr-o eparhie în alta, lucru pe care Sfintele Canoane îl interzic cu străjnicie. Vedeți, scularea din morți a Părintelui Augustin, care le era proaspătă în memorie, ar fi trebuit să le dea gât de gândit. Oricum, acesta nu rostea decât adevăruri și nu făcea decât să lupte pentru respectarea rânduielilor ecleziastice stabilite de Sfintele Sinoade și de Sfinții Părinții ai Bisericii. Iată o mostră de discurs a Părintelui Augustin. Episcopul trebuie să se supună Evangheliei. De aceea, atunci când episcopul este hirotonit, el este hirotonit sub Evanghelie. După cum spun părinții bisericii, aceasta înseamnă că poporul va asculta de episcop cu o singură condiție, ca episcopul să asculte de Evanghelie. Iar atunci când episcopul nu ascultă de Evanghelie și nu procedează conform Sfintelor Canoane, atunci clerul și poporul nu sunt obligați să asculte de episcop. În cazul unei dileme din cauza unei contradicții între Evanghelie și învățătura episcopului, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni. Și atunci, clerici și călugări eroici, chiar și laici obișnuiți, în cazurile în care episcopii tac și amvoanele tac, atunci fiecare cleric și laic are dreptul și obligația de a spune acele lucruri pe care episcopii nu îndrăznesc să le spună, fie din cauza lașității, fie din cauza unui spirit lumesc, fie din cauza unei interpretări greșite.
Ori de câte ori amvoanele au fost tăcute, călugării și oamenii simpli și umili, bărbați și femei, au susținut ortodoxia. Prin urmare, fiecare cleric nu este sclavul ierarhului său, ci este obligat să se supune episcopului doar atunci când acesta este un luptător în lupta sfântă, adică atunci când acesta e dedicat lui Dumnezeu, când acestea își încredințează viața pentru menținerea și răspândirea credinței. Și iată încă un exemplu, un alt fragment dintr-o altă cuvântare a părintelui Augustin. Cei care au în ei o mică evlavie, care cred în Dumnezeu, aud de demnitatea episcopală și sufletul lor se cutremură. Adică oamenii, în general, sunt cu multă evlavie față de episcopi. Da? Sunt cu mult respect și cu, iată cum spune el, oamenii aceștia aud de demnitatea episcopală și sufletul lor se cutremură. De aceea, i-a și luat cu forța poporul și a făcut episcopi. Deci când poporul vedea pe unii oameni că, așa cum s-ar spune, calcă a preot, calcă a episcop, că e un om cu viață dedicată lui Dumnezeu, atunci oamenii luau pe sus pe aceștia pentru a-i face episcopi. Ziceau, aceștia sunt demni să ne conducă, pentru aceștia au o viață care o trăiesc sincer în Dumnezeu. Așa l-au luat pe marele Vasile cu forța, l-au luat pe Ioan Gură de Aur cu forța, l-au apucat pe Atanasie cel Mare cu forța. Și el acum vine, și acum el vine în zilele noastre la realitățile care erau în Grecia în aceea și spune: acum episcopii însă își apucă cu forța demnitatea episcopală. Deci în loc să ia poporul cu forța, se aducă la altar, ei nu mai așteaptă așa ceva, ci înhață ei funcțiile cu forța, zice el. Iată marea diferență. Și atunci vă întreb, de la astfel de episcopi care au intrat nu pe ușă, ci pe fereastră, printre cărămizi, poți să aștepți ceva duhovnicesc. Pentru că pentru a deveni cineva episcop, trebuie să fie chemat de Dumnezeu sau să fie chemat de popor. Vedeți, în acest sens, era vorba aceea, vox populi, vox Dei, adică vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, când într-adevăr popor era popor al lui Dumnezeu. Dar când popor nu mai e popor al lui Dumnezeu, vocea lui nu mai e vocea lui Dumnezeu, ci vocea diavolului. Așadar, spune el, pentru a deveni cineva episcop, trebuie să fie chemat de Dumnezeu sau de popor. Pe aceștia nici Dumnezeu nu i-a chemat, se referă la unii episcopi din vremea lui care făceau zminteală în popor. Pe aceștia nici Dumnezeu nu i-a chemat, nici poporul nu i-a ales. Și în general, astăzi, în biserica noastră, pe episcop nici Dumnezeu nu-i cheamă, nici poporul nu-i alege. Deci, iată, vedem acum de ce erau atât de supărați episcopii pe el și de ce i-au interzis să mai predice. Dar el, de fapt, el spunea realități, el nu spunea niște lucruri că îi plăceau, îl durea foarte tare că sunt așa și nu voia să se răspândească și mai departe răul. Și iată încă o a treia și ultimă mostră dintr-o altă cuvântare a părintelui Augustin. El spune, astăzi Elada, Grecia, este cutreierată și acționează acum aici ereticii. Elada, Grecia, da, a fost, să spunem, leagănul ortodoxiei. În partea aceasta de lume a fost modelul, a fost cel care a dat tonul în viața isihastă. Deci spune, iată, astăzi cutreieră și acționează în Elada ereticii, cutreieră ateii, pentru că nu avem o biserică vie și liberă, pentru că nu avem episcop care să trăiască și să moară pentru credința noastră. Vă amintiți Sfântul Paisia Ghioritu când dădea exemplu pe un patriarh al Constantinopolului din secolul XIX, Paisie, îl chema și pe acela, care când mergea la sultan cu probleme ale poporului să le rezolve, acela mergea încins la mijloc o funie. Dar de ce? Mergea acolo la sultan și îi spunea, uite, astea sunt cererile noastre. Dacă tu consideri că le-am încălcat, uite aici funia, nu mai pierde vremea, ia-mă și spânzură-mă. Deci, atât vedeți, acest om era dispus să moară în fiecare zi pentru drepturile poporului ortodox. Și acum el se uită și cu durere constată, zice el, astăzi nu mai avem episcop care să trăiască, să moară pentru credința noastră, nu există. Deci, vedeți, într-adevăr, foarte dureros ceea ce spunea, foarte dureros. Și de aceea, încă o dată, vedem de ce i-a supărat atât pe ierarhi, încât aceștia i-au interzis să mai predice.
Dar el, de fapt, încă o dată spun, n-o făcea că voia să arate cu degetul, ci îl durea enorm, că nu mai găsea acolo oamenii care ar fi trebuit să fie în acele funcții. Și spune mai departe, din nefericire, nu mai există astăzi un Gură de Aur, nu mai există un Vasile cel Mare, nici un Grigore de Nazianz. Din nefericire, puțini episcopi buni care există sunt fricoși. Nu au putere morală de a lupta. Tremură în fața celor răi. Se tem să nu fie caterisiți și sunt în stare episcopii cei răi să-i caterisească pe episcopii cei buni. Deci, iată, din nou, ce lucruri atât de dureroase spunea. Și uită bunii episcopi că o caterisire e timpul de onoare pentru acela care e caterisit. Adică, vedeți, deci dacă tu te-ai luptat pentru dreapta credință și alți clerici, da, te-au caterisit, deși tu ai luptat pentru apărarea ei, clerici care ei înși s-au depărtat de dreapta credință, e atunci caterisirea nu e valabilă. Vedeți, e ceea ce s-a întâmplat în ziua de astăzi cu acei preoți nepomenitori care se află pe calea cea bună, pe calea de mijloc, care nu au mai pomenit pe episcopii lor după sinodul eretic din Creta. Și aceia, episcopii aceia s-au mâniat și au caterisit. Dar caterisirea n-a fost corectă. De ce? Pentru că aceia au apărat ortodoxia. Au spus, voi aici la Creta ați omologat niște erezii ecleziologice care n-au ce face acolo, care nu sunt compatibile cu învățătorul ortodoxiei. Deci, a spus el, acești episcopi buni care sunt sub amenințarea de a fi caterisiți, n-ar trebui să se teamă de caterisire, ci ar trebui să ia ca titlul de onoare, pentru că aceia au apărat dreapta credință. Și el de exemplu spune, caterisit a murit Ioan Gură de Aur și în exil și exilat. Deci iată, Ioan, și vă dați seama, acum în ziua de astăzi, mai știm noi oare cine l-a caterisit pe Sfântul Ioan Gură de Aur? Trebuie să fie un foarte bun istoric al bisericii, să cauți acolo prin cronografe și să dai de numele acelor anonimi. I-a înghițit istoria. Nimeni nu mai știe cine l-a caterisit pe Ioan Gură de Aur. Dar iată, Ioan Gură de Aur a rămas ca cel mai mare predicator din istoria bisericii. Deci zice el, caterisit a murit Ioan Gură de Aur, dar slava lui este veșnică în biserică. De mii de ori să fiu caterisit de astfel de episcop și să merg în pustie să-mi plâng păcatele. Deci atât el se gândea la consecințe. Deci el realiza că pentru faptul că el pune degetul pe rană, da? Și încă îl pune așa bărbătește, realiza că se poate întâmpla aceasta să fie caterisit și a zis, da mă, caterisiți bine, o să plec în pustie și acolo o să-mi plâng păcatele. Adică, vedeți, tot făcea un prilej de mântuire din asta. Deci, și spune mai departe, s-au luptat destos sfinții părinți. Astăzi nu mai există luptă, clericii nu mai luptă, nu mai există duh de luptă. Ce se va întâmpla oare? Și atunci zice, lupta cade pe popor. Deci dacă episcopii nu mai vor să lupte pentru credință, atunci trebuie să ia frâiele în mână preoții, monahii și poporul credincios. Zice, precum din nefericire toate greutățile economice, impozitele, înrolarea în armată, mucenicile, toate cad pe popor, ceea ce se întâmplă și azi, politicienii umblă din condei acolo și tot poporul suferă pentru toate creșterile de prețuri. Și spune, când suntem elini credincioși, să stăm bine. Noi suntem termopile, adică noi suntem cei care luptăm să apărăm dreapta credință. Nu va trece papismul, nu vor trece ereziile. Vedeți, și în vremea aceea papismul era un pericol, da? să se amestece, să se îmbrățișeze cu ortodoxia. Și iată, vedeți, pentru că au fost astfel de oameni care au fost foarte vocali, nici episcopii n-au îndrăznit să mai facă atâția pași înainte spre unirea cu catolicismul. Da? Și el spune mai departe, în ceea ce mă privește, nu știu ce mă așteaptă. Fie pustia, fie exilul, fie moartea, eu cel puțin armele nu le predau. Vedeți, asta e calea. Cu orice preț trebuie să te dedici credinței. Dacă, pe altfel, tu cum poți să spui că tu crezi în Hristos ca Dumnezeu tău când tu nu ești dispus să aperi credința, fie cu viața ta? Mă voi lupta până la sfârșit ca să văd o biserică măreață și sfântă, precum au predat-o părinții noștri într-o pomenire veșnică. Vedeți, astfel de cuvinte tunătoare am auzit acum 2000 de ani la Domnul Iisus Hristos și la Sfântul Ioan Botezătorul în legătură cu elita religioasă a vremii, cu cărturarii și fariseii. Vă amintiți
în capitolul 23 din Evanghelia după Matei, când Hristos le spune acele vaiuri: vai vouă, cărturari și farisei, orbi, vai vouă, da? Deci, cuvintele tunătoare ale părintelui Augustin, Candiotis, ne amintesc de aceste cuvinte. Adevărurile rostite de eromonahul Augustin i-au deranjat teribil pe erarhi, care în loc să le corecteze, îi pun interdicție să mai predice. Deci, vedeți, aceia n-au avut niciun motiv. Aceia ar trebui să zică canonic. Uite, părinte Augustin a încălcat canoanele cutare ale Sfintelor Sinoade, dar el n-a încălcat nimic. El, din contră, a apărat învățătura de acolo. Și aceea, în mod abuziv, aceea în loc să se corecteze, să zică: da, părinte Augustin, ai dreptate. Ai dreptate ce spui. Noi, într-adevăr, uite, încălcăm toate acele lucruri. Dar ei nu. Ei, în loc să se corecteze, i-au pus interdicție să mai predice. Adică un fel de punere a pumnului în gură. Părintele Augustin, de fapt, era o oglindă în care ei își vedeau toate defectele, prin comparație. Ei vedeau cum e părintele Augustin și cât de fidel e învățăturii bisericii și cât de infideli sunt ei. Și deci nu le plăcea ceea ce văd în oglindă. Părintele Augustin era un preot, și atât un singur preot, care era față în față cu un întreg sinod. Chiar dacă poporul nu se ridică la înalte standarde ale vieții creștine, el își dorește ca măcar clericii să o facă, să rămână modele. De aceea, când aceștia sunt antimodele, aceștia vor deveni pietre de potigneală, zminteală pentru credincioșii simpli. Și acest pericol îl întrevedea părintele Augustin și de aceea era atât de vehement. La aflarea acestei decizii a Sfântului Sinod de interzicere de a predica părintele Augustin, poporul s-a revoltat. Părintele Augustin era foarte iubit și respectat. Nu ezitase să-i înfrunte și să-i mustre pe atotputernicii zilei, în frunte, vă amintiți din cuvântarea precedentă, cu regele Pavlos al Greciei. N-a ezitat să-l mustre public și să-i zică nu că e prea bine credincios, ci că e prea necredincios. Însă nu doar poporul s-a revoltat, ci și presa întreagă, presa care în vremea aceea nu ajunsese în mâna sistemului, nu era o presă plătită și putea să exprime opinii independente. Oricum ar fi, pentru ea subiectul era mană cerească, ținea prima pagina ziarelor. Da? Subiectul se răstogolește precum bulgările de zăpadă, până acolo că majoritatea parlamentară și guvernamentală, dar și opoziția, trec toți de partea părintelui Augustin. Incredibil. Deci, vedeți, la vremea aceea, totuși, încă în popor mai era o plămadă bună de credință. Toți au trecut de partea lui, în mod total neașteptat. Toți au trecut de partea lui. Probabil că ceea ce motiva susținerea curajosului eromonah era faptul că orice om are dreptul la opinie, cu atât mai mult cu cât aceea vine din partea unui om educat și solid argumentată. Așadar, ierarhia bisericii, văzând reacțiile poporului, presei și politicienilor, este nevoită să-și retragă în grabă interdicția. Vedeți, oare ce sentimente, ce gânduri vor fi nutrit membrii Sfântului Sinod? Numai Dumnezeu știe, dar nu cred că vor fi fost dintre cele mai luminoase. Pare rezonabil să presupunem că așteptau, pândeau prima lui mutare greșită, primul cuvințel nepotrivit pentru a-l taxa, pentru a se descotorosi de el. Dar pe moment, măcar de fațadă, trebuiau să arate că s-au răzgândit. Părintele Augustin folosea pentru minune expresia soarele răsare de la apus. Deci, 2 ani mai târziu, în anul 1967, se produce un astfel de răsărit de la apus, adică o minune. Anume, să vedeți ce se întâmplă. Sfântul Sinod al Bisericii Grecești face o mutare neașteptată, total surprinzătoare. Incomodul predicator, care a fost continuu sub prigoane din cauza mustrărilor pe care le făcea, este avansat ca episcop și ales mitropolit de Florina. Incredibil! Da? Incredibil! Și atunci, știți, te scarpini în cap și te întrebi care să fi fost motivul? Cum el, care le stătea în coastă, care le era ca un ghimpe, cum pe acesta l-au făcut coleg cu ei, l-au băgat, să spunem, în stâna lor? Am stat și m-am gândit, oare de ce să fi făcut mutarea asta? Și m-am gândit, ar fi 3 variante. Una, să fi învins glasul conștiinței membrii Sfântului Sinod.
De să fi stat fiecare sincer cu el, să fi zis, măi, totuși omul ăsta are dreptate. Omul ăsta nu exagerează cu nimic, omul ăsta de fapt ne spune ceea ce e. Deci se poate să fi învins glasul conștiinței membrii Sfântului Sinod, iar acest glas să le fi sugerat această numire, să fi zis, măi, ăsta e mai vrednic decât noi să fie episcop. Hai să-l facem pe el. Asta ar fi o variantă. Al doua variantă, te gândești și lumește. Să fi fost o mutare făcută pentru imagine? Vedeți, de exemplu, în istoria fotbalului s-a întâmplat nu rare ori ca după ce o echipă mică a învins o echipă mare cu renume, aceasta din urmă să coopteze în lotul său pe cel care a reușit victoria. Sau vedeți cum e în lumea informaticii. Există cât un hacker dintre acesta care intră și sparge cele mai sofisticate sisteme de securitate informatice. Și atunci cei de acolo ce fac? Nu-l bagă în pușcărie, ci îl caută și îl cooptează în echipa lor și îi dau bani buni și îl cooptează acolo în echipa lor pentru că va face foarte multă treabă, mai bună decât făceau ei. Oricum ar fi, ieromonahul Augustin era din toate punctele de vedere un câștig pentru Sfântul Sinod și în ultimul rând un câștig de imagine, o îmbunătățire considerabilă a imaginii sale în ochii credincioșilor. Vedeți, orice organizație, de la un partid politic până la mari corporații, caută să atragă în rândurile sale oameni foarte populari și cu expertiză. Și se pare că Sfântul Sinod al Greciei ar fi putut să gândească și el în felul acesta, că era clar că oamenii aveau o părere deja mult mai bună despre Sfântul Sinod după ce Părintele Augustin era deja acolo. S-ar mai putea să mai fie încă un motiv, aici te gândești doar lumește. Există o lege a lui Murphy care spune că dacă vrei să scapi din cineva dintr-o instituție incomod, care se încurcă treburile, să-l avansezi în grad. Vedeți, devenit episcop, cu nenumărate noi probleme pe cap, ale eparhiei, cu probleme ale clericilor, ale monahilor, credincioșilor, nu a ales, nu mai avea vreme să se uite în ograda lor, să-i cerceteze, pentru că era copleșit de problemele de acolo. Deci asta ar fi încă o variantă. Nu știu care a fost cu adevărat, dar astea ar fi trei posibile explicații de ce tocmai pe acesta care era cel mai prigonit cleric grec l-au cooptat în sinod. Oricum ar fi, între anii 1967 și 2000, el slujește cu toate sacrificiile timp de 33 de ani mitropolia de frontieră din Florina și demisionează în anul 2000 la 93 de ani. Un preot pensionar care ne mai ajuta aici la mănăstire cu slujirea, dar și la mănăstire la Tăuți, Părintele Vasile Bodea de la Luna, îmi mărturisea că de când a ieșit la pensie și slujește la mănăstiri, trăiește a doua preoție. Lui a plăcut, i-a fost dedicat, Dumnezeu să-l odihnească. Lui Părintele Vasile i-a plăcut foarte mult preoția. El din tinerețe s-a dedicat cu totul vieții acestea. Îmi povestea fiul său că la un moment dat, la început, în tinerețe, avea o parohie și încă vreo trei filii acolo și spunea, cu calul se ducea tata acolo, că trebuia să ajungă să facă slujbe, erau departe, se suia pe cal și o lua și făcea. Deci își dedica tot timpul și toată viața lui Dumnezeu. Și părintele îmi spunea, uite, acum cum slujesc pe la mănăstire, trăiesc a doua preoție. Mi-a plăcut și prima preoție când am fost acolo la parohie, dar acum, zice, când slujesc pe la mănăstiri, trăiesc a doua preoție. Cred că așa se va fi și întâmplat și cu mitropolitul Augustin de Florina, care la 60 de ani și-a început slujirea arhierească. Atunci, alții atunci se gândesc deja că vine pensia, că câțiva întreg la pensie, viață ușoară, de acum înainte mă bucur de pensie, dar Părinte Augustin atunci a intrat în a doua slujbă și mai grea decât prima, decât preoția, a intrat în slujba arhieriei. Să avem binecuvântarea lui, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu...